Mina de uraniu de la Crucea, județul Suceava, un teritoriu radioactiv aflat sub protecție strictă. Este singura mină de uraniu încă activă din România. De aici pleacă materia primă care alimentează centrala nucleară de la Cernavodă. Mina Crucea este unică, dar și în pericol să dispară. Este esențial, având în vedere faptul că pe toată valea, cred că e singura unitate care asigură 600 de locuri de muncă. Suntem rămași ultimii, mohicani. Ultima mine din mineriuri. Încă din anul 1983, de la Crucea se extrage zăcământ de uraniu. Cândva, aici lucrau mii de mineri. În prezent, peste 600 de angajați se expun zi de zi la radiații și la alte pericole din subteran. Totul pentru ca România să producă energie nucleară prin forțe proprii. La sfârșitul anului trecut însă, Nuclear Electrica a reziliat contractul cu Compania Națională a Uraniului, deținătoarea exploatării de la Crucea. Închiderea singurei mine de uraniu din România este din ce în ce mai aproape de realitate. Există îngrijorare legată de viitorul minei Crucea? Da, că fiindcă rezervele, ca orice loc, în timp s-au exploatat și au scăzut, deci numai la nivelul de la început. Închiderea altor mine de uraniu din țară a lăsat fără locuri de muncă zeci de mii de români. Mai mult, la fostele mine din Banat sau Bihor, zeci de halde de steril de uraniu zac și astăzi neecologizate, din lipsa de finanțare. Reporterii Digi24 au aflat cum se muncește și cum se trăiește sub stigmatul radiațiilor. Pitoresc din munții Stănișoarei, care duce în inima pădurilor din vecinătatea masivului Rarău. Eram în două sectoare de producție, acum e o singură mină. Sunt o parte de lucrări. Nimic nu arată că aici se exploatează minereu radioactiv. Semnele de la intrarea în perimetrul protejat anunță însă că ne aflăm într-o zonă sensibilă. Aici intrăm în zona controlată. Este zona în care există posibilitatea apariției unor contaminări. Chiar și în pragul închiderii, mina este strict controlată. Cantitățile de uraniu sunt secret de stat. Ne aflăm la cota 980, punctul de extracție. Și câți oameni coboară? Aici în jur de 30 de oameni, 40, structura Crucea se află în fază ultimă de exploatare. Minerii de la Crucea coboară zilnic sute de metri în subteran. Munca într-un mediu umed, întunecos, radioactiv, a devenit rutină. Am coborât 200 de metri, suntem pe orizontul minus 4, Crucea. La destinație. Timpul de lucru recomandat pentru un miner în exploatarea de uraniu este de 6 ore. Nivelul de radiații este în permanență controlat, inclusiv în galeriile unde exploatarea s-a încheiat. Eu pot natural aici, într-o zonă nemineralizată. Pentru a nu se degrada din cauza presiunii muntelui, galeriile necesită îngrijiri zilnice, iar apele de mină trebuie curățate în permanență. Lemnul ăsta în timp se duce. Condițiile de lucru dintr-o mină de uraniu sunt speciale. Pe lângă umezeală și frig, oamenii riscă să se expună la radon, de exemplu, un gaz descendent al uraniului, care în timp poate să provoace cancer bronhopulmonar, după cum spun și medicii. Din acest motiv, minerii se pensionează de tineri, după 15 ani de activitate. Oamenii de la Crucea cred însă că, dacă se protejează în subteran, nu au de ce să-și facă griji. Prin măsurile luate, radiațiile sunt sub un nivel acceptabil și riscurile sunt mari, dar sunt asupra. Modul de viață vă trebuie foarte mult la degeaba, dacă nu te păstrești, oriunde ai lucrat, nu numai mine. Noi avem o serie de măsuri, deci una, echipamentul de protecție, nu au voie să-l scoate de unitate, aici se decontamentează, se spală, obligatoriu la ieșire din schimbă baia, se fac măsurători radiometrice permanent.
Pentru cei de afară, expunerea la radiații duce cu gândul la malformații sau boli grave. În subteranul de la Crucea, însă, oamenii spun că este mai mult un mit. Se tem mai degrabă că vor rămâne fără locuri de muncă decât de boli profesionale. Alternative nu există. Deși trăiesc în Bucovina, turismul, de exemplu, este exclus din cauza fricii de radiații a vizitatorilor. Deci în zona asta este foarte indicat. Cu siguranță vor veni. Vine dracu, nu vine nimeni. Comunitatea, satul Crucea, probabil va putea fi șterzi pe hartă, practic, în momentul încheierea exploatării. Valea nu prea oferă alte locuri de muncă. N-am mai aici locuri de muncă, n-ai, se duce și o meserie, nu se mai practice, deja mineritul... Se vor deschide ochii, cred că prea târziu. Mina de uraniu este pentru cei de la Crucea mai mult decât un loc de muncă. Subteranul a devenit un mod de viață. De Sfânta Varvara, ocrotitoarea minerilor, lucrătorii se strâng într-o capelă amenajată la 100 de metri sub pământ. Aici aprind o lumânare pentru colegii pierduți în accidente și pentru ziua de mâine. O să vă spun eu, fără exploatare, greu cum ar fi în zonă. Chiar și pentru, pe orizontală, mica economie, începând de la magazine, de la tot ce se dezvoltă, tot pe baza exploatării de la Crucea. Impactul social e destul de mare. Afară, la lumina zilei, terasele din centrul comunei Crucea se umplu de minerii care au ieșit din schimbul întâi. Aici se simte cel mai bine îngrijorarea că mina va dispărea. Știi ce înseamnă asta, radonul ăsta, băi? Asta noi suntem, exact o bombă dată. Acolo a fost în Ucraina, acolo a dat o putere în viața care am avut. Am trăit noi după ea, am mai supraviețuit de ziua oameni. Așa supraviețuim și noi. Am 20 de ani de mine, din radonul ăsta, lucrasă în subteran. Radiez, când deja piesi ești bolnav, piesi de smas, care e sănătos? Că cred în domeniul ăsta, radioactiv, 15 ani. Se înțeleg că au fost mulți care pe la 50 s-au îmbolnăvit. Au fost care au luat numai o piesi, s-au dat. Marcel Păvăleanu a fost director la mină în perioada anilor 90, în plină activitate. Păvăleanu crede că munca în mina de uraniu a presupus riscuri numai pentru cei care nu au respectat normele de protecție. Care au avut probleme, bă, spun cu mâna bine, bă, mâine o să mă gândesc. Nu respectă nici de mine. Dar mulți am ridicat de cant, dar nu, este, nu poate să mă defici mie cineva că cauza totală a fost asta. Mulți care au avut probleme și care, am spus, dintr-o neglijență așa mai accentuată, asupra el ca om, alimentația, odihnă. Unul băiat, unul ciucan, tot așa, bine, dar el ce făcea? Într-adevăr, acolo mi-a zis medicul, domnule, principalul, fac la mâicul de la, pe cauza ficatului. Lucrau câte, făceau 4-5 schimburi la rând, știți? Și dormeau acolo la deal cu rază și în praf și au oboseala și, într-adevăr, mi-a zis, domnule, ficatul e afectat, dar fumatul și cu nedormitul și cu chestii. Îi făceau câteva schimburi la rând, deci n-ai voie, legea e clară. Oficial, nu există un număr mare de cazuri de decese cauzate de cancer care să fie corelate cu activitatea de la minele de uraniu. Potrivit medicilor de la Institutul Național de Sănătate Publică, bolile profesionale nu sunt declarate corect în România. Avem din 1996 boli profesionale înregistrate și avem doar două neoplazii din minele uranifere, nu pentru că n-ar exista, dar în general bolile profesionale sunt subdeclarate în România încă și cu atât mai mult dacă vorbim de neoplazii. Asta ar fi un aspect, iar al doilea aspect este cel de supraveghere pe termen lung. În momentul în care părăsesc locul de muncă, ies din această evidență și supraveghere medicală specială. Dincolo de viitorul incert al celor peste 600 de familii, închiderea minei Crucea va aduce după ea o problemă sensibilă de mediu. Exploatările de uraniu lasă în urmă halde de minereu steril, care trebuie ecologizate. Mai mult, dacă stația de epurare de la Crucea nu ar rămâne în funcțiune mulți ani după închidere, apele din zonă s-ar contamina. Dacă asta nu funcționează, s-ar polua. Există însă locuri în România unde închiderea fostelor exploatări de uraniu a lăsat în urmă un peisaj dezolant, cu serioase probleme ecologice.
exploatarea de uraniu Ciudanovița-Lișava. Zeci de halde de steril de uraniu așteaptă de ani de zile să fie ecologizate. În jurul lor trăiește o comunitate uitată. La Ciudanovița și Lișava s-a exploatat uraniu încă din anii 50, prin societățile sovieto-române Sovrom, înființate după război. Rușii au transportat uraniu românesc ca plata datoriilor de război până în anii 60, când România a început producția proprie. Când mineritul înflorea, în zona Ciudanovița trăiau 11.000 de oameni. Astăzi, numărul lor nu depășește 300. Fostele locuințe din colonia minieră stau să cadă. Nimic nu se mai vede din gloria de altădată. Aici? Aici vine din toată țara, a fost. Oșeni, moldoveni, ardeleni, olteni, plin a fost numai de ei. Au lucrat aici până când s-au închis sau și la pensii. Era frumos, era restaurant, era cinematografie, era mâncare, era distracții. Era tot ce ai fi vrut pe lumea asta. Și acum ce mai găsești aici, credeți? Două buticuri, unul mai sus, unul mai jos, unul acolo, cu alimente, atât. În anul 1998, statul român a închis exploatarea de la Ciudanovița. A urmat la scurt timp Lișava. În urmă au rămas haldele de minereu steril și apele de mină neecologizate încă. Practic, exploatarea minieră a început în anii 50, când nu a fost niciun fel de legislație. Practic nu a existat un control din punctul de vedere al respectării niște reguli pentru mediu și pe așa, și sunt niște probleme de care ne lovim astăzi. Sunt niște creștere ale conținutului de uraniu în apă, dar la ieșirea din zonele, din zona industrială, practic, nu se pune problema unor efecte asupra persoanelor din populație, dar că sunt respectate totuși niște reguli. E un fond de radioactiv mai ridicat datorită modificării tehnologice. În zona sectoarelor Ciudanița și Lișava este fond ridicat, dar nu în localitate. Deci vreau să înțeleg că fondul natural din localitate este în limite normale la țară. Deși în localitățile din jurul exploatărilor nu se înregistrează oficial niveluri ridicate de radiații, ecologiștii din zonă reclamă an de an nereguli. Sunt depășiri și de 20, 20, de 50, de 20 și de 100 de ani. Chiar la Ciudanovița, când ieși din colonie, peste drum de intrare spre Natra, intra la 20 de metri, acolo e o haldă tip coadă, așa lungă pe vale, dar chiar imediat acolo sunt valori mari. Au început să împrejmuiască, cu sârmă ghimpată, au pus marcaje, numai că românul nostru i-a trebuit la cotețe materialul și l-au desfințat imediat. Ăștia puneau, aia desfințau. Din punctul de vedere a contaminării mediului natural pe artera principală, respectiv drumul care trece prin Ciudanovița, am putea să spună că nu se depășește limita de alertă. Problema este următoarea. În momentul când ne apropiem de cele circa 22 de halde neecologizate, de unele nici nu se mai văd vitele, oile, caprele din Ciudanovița, pas fără problemă, pentru că pe aceste halde au început să crească vegetație, închipuiți-vă, laptele, brânzeturile, produsele se vând la Oravița în piață, la Anina, la Reșița. Fosta mină Lișava este expresia dezolării din zonă. Haldele de uraniu stau descoperite încă de pe vremea rușilor, alături fostele utilaje ZAC nefolosite. Există inclusiv perimetre unde unele pârâuri sunt otrăvite de minereul radioactiv. Halda din spatele nostru este halda de minereu sărac Lișava, și care a rămas o problemă în ziua de azi pentru mediu. Ea a fost constituită de pe vremea rușilor, nici nu știm foarte exact perioada. Din păcate a fost amplasată chiar și pe un pârâu, pârâul Natra, da, care la momentul actual trece pe sub ea, da, și se îmbogățește în ghilimele cu elemente radioactive din cauza ei. 54 au început rușii, până cred că în 57 sau 58. Aha.
La câțiva kilometri distanță, la mina Ciudanovița, o fostă galerie este menținută pentru evacuarea apelor de mină către stația de epurare aflată în apropiere. E casa popelor, cum am spus, pe aici se va face evacuarea finală a apelor de mină. Și acolo va fi o încăpere în care va fi stația de pompe, un mic atelier pentru pompele submersibile. Te rog, unde tu mai față. Acolo deja există supare. Deja, ah, da, okay. De aici există supare. Ah, ok. Dacă observi, acolo deja s-a făcut o prăbușire. Da. Apa asta, înainte de tratare, cât de nocivă este? Păi, conținutul uranului în apă, la evacuarea din mină, la intrarea în stat și se încadrează prin una la Novița între 0,5 și 1 mg pe litru. Deci, este... Da, deci... nu este potabil. De închiderea și ecologizarea fostei exploatări de uraniu Ciudanovița-Lișava se ocupă compania de stat Conversmin. Suma la care s-ar putea ridica proiectul a fost estimată la peste 72 de milioane de euro. Concret, toate perimetrele, atât subterane cât și de suprafață, trebuie curățate, delimitate corespunzător și ecologizate. Apele subterane ar trebui să fie decontaminate, iar haldele de steril de la suprafață fixate prin plantarea de arbori. În timp, zona ar putea fi redată naturii. În ultimii ani însă, lucrările au fost sistate din lipsa banilor. O recunosc și reprezentanții Conversmin într-un răspuns scris transmis Digi24. Ca urmare a duratei mare de execuție a lucrărilor, corelată cu ritmul de alocare a resurselor financiare, care, începând cu anul 2013, s-au redus semnificativ, fiind înregistrate perioade lungi de sistare, este posibilă apariția unor deficiențe în calitatea lucrărilor executate, deficiențe cauzate atât de sistarea lucrărilor, cât și de condițiile meteo care au generat apariția unor șiroiri sau antrenări de material. Estimarea duratelor de finalizare a tuturor lucrărilor de închidere și ecologizare este condiționată de nivelul de finanțare aprobat prin bugetul de stat, în prezent neputând fi avansat un termen limită. Paradoxal, pentru oamenii care locuiesc în fosta colonie minieră, radiațiile nu înseamnă un pericol invizibil. Locuitorii sunt mai degrabă îngrijorați că îi evită investitorii din cauza renumelui prost al zonei. Plin de speranță, au amenajat inclusiv un punct de informare turistică printre blocurile în paragină. Multe nu se fac din partea județului, a primăriei, ce să spun, asta e adevărul. Nu vă este frică de radiații? Frică de ce? Dacă sunt de 48 de ani aici în localitate, de ce să-mi fie frică de radiații? Aici am crescut, aici am lucrat. Nu toată lumea este însă atât de convinsă de lipsa riscurilor. Localnici care au lucrat la mină încă din vremea comuniștilor știu că uraniul i-a condamnat pe mulți la moarte. Cea mai puternică radiație a fost uraniul. Mai periculos ca cărbunile. Am riscat, uite, m-am distrus aici, da, am și eu 16 milioane jumate pensie, acum iau în mână. E mulți care mai le-a căzut dinții, mai părul, mai ipotenții, mai au fost, dar a fost înainte, a fost periculos înainte. În 56 s-a deschis mina. Eu am întors 78, nu mai avea tăria aia. Cu totul uranul care a fost bun, l-a luat rușii, ai dracu. Rușii l-a luat și a fost mai bun. Zici că era secret. Dan Popescu este singurul medic încă în viață care a lucrat la Ciudanovița. Acesta susține că, pe vremuri, riscurile pentru minerii de uraniu erau uriașe. Din păcate, oamenii nu erau sănătoși. Dar principala cauză de mortalitate a minerilor din uraniu era cancerul bronhopulmonar. Și cancerul bronhopulmonar apare peste o perioadă de 10, 12 sau 15 ani, deci când omul iese la pensie. Cancerele, mă spun la exclus profesional, la minieri, nu prea au mai fost după 64. Până 64 au cam fost într-o veselie și nu mai sunt minieri care au lucrat până 64. Până 64 s-a lucrat pe uscat. Deci când s-a perforat pe uscat, s-a evacuat pe uscat, minieri care au lucrat. Au fost și Stahanovici, că puteau întuna să-și iau mașină, nu i-a interesat, dar nu mai există. Deci minierii a făcut cancer pulmonar, bronhopulmonar. E, după 64 s-a introdus pe umed. Autoritățile susțin că, în prezent, localnicii din zona Ciudanovița nu se expun la riscuri deosebite. Însă nuanțează.
Oamenii sunt în siguranță atâta timp cât evită contactul cu haldele de steril, lângă care își duc, de fapt, existența. Riscul se cuantifică în timpul pe care îl petreci pe o haltă. Cu cât stai mai mult, cu atât riscul la care te expui crește. Dacă ești doar în trecere, evident că riscul este unul limitat. Activitatea de ecologizare începută și prin unele locuri stopată din rațiuni financiare trebuie să continue astfel încât să fim siguri că nimeni nu pătrunde în zonele alea, că nu ajung să se expună copiii sau persoane care nu sunt conștiente. Ar fi bine să se mute. Aia care sunt mai în vârstă, peste 50-60 de ani și care nu mai lucrează în bine, bineînțeles, lasă-i stai că nu se întâmplă nimic. Dar copiii să nu mai fie acolo. Copiii că sunt mult mai sensibili organismele lor la iradierea gamma decât ale adulților și vârstnici. Cei peste 50 de ani de exploatare a uraniului în România au lăsat urme adânci, atât pentru mediu, cât și pentru oameni. România se află în prezent pe punctul de a închide ultima mină radioactivă. Mii de oameni care depind de ea privesc spre un viitor incert, în timp ce zonele contaminate rămase moștenire din trecut, zac în continuare fără soluții.